Slăită de puteri, bunica din partea tatălui, Elena Voiculeț, caută dreptatea atât pentru fiul său Bogdan, cât și pentru nora sa, Andreea, doi tineri ale căror aripi au fost frânte în ziua în care au aflat că sunt bolnavi de SIDA, alături de alte persoane, fiind victime ale unui sistem sanitar irresponsabil. Cu toate acestea, Bogdan și Andreea au luat viața în piept și au întemeiat o familie. Au făcut doi copii sănătoși pentru care bunica dorește o altă viață, una fără lipsuri. În prima etapă, ei au nevoie de o locuință, întrucât acolo unde trăiesc acum nu se poate locui. Am făcut demersul la Direcția de Protecție a Copilului și nici la ora actuală nu am primit niciun răspuns. Și la DAS avem anchetă socială și la mine acasă și aici încă mine. Așteptați, doamnă, așteptați rezolvarea. Am dat nenumărate telefoane, am mers în nenumărate rânduri. Așteptați, doamnă, așteptați. Le-a dat o cameră la copiii mei unde a fost WC-ul. Dacă dânsul poate să locuiască aici, atunci să vie dânsul să servească masa aici și noi o să stăm alături de el. Cu lacrimi în ochi, Elena Voiculeț spune că este din ce în ce mai greu să meargă la spital sau să aibă grijă de băiețel, în condițiile în care este la a doua căsnicie și mai are în grijă trei copii minori, doi băieți elevi la seminarul teologic și fata, elevă în ciclul primar. La acest moment, veniturile familiei sunt doar alocațiile celor trei copii. Alocația la copii, soțul meu a terminat șomajul și din alocația la copiii mei trăim cu toți. Fac un apel către toți cei ce sunt creștini înaintea Sfintelor Sărbători să ajute copiii mei să poată să trăiască și ei câte zile au mai rămas, pentru că sunt pentru a doua oară victima sistemului. Prima dată că au fost infectați cu HIV din vaccin nevinovat și a doua oară le-a scurtat și puținele zile care mai aveau în mizeria asta. Copilul meu a contactat un microb care pot să dovedească cu acte medicale, care îi mănâncă pleura la plămâni. Aveți milă de ei și de copilașii mei și de copilașii lor. Vă rog, fac apel, ajutați-i câte zile mai am să poată să bucure și ei felul lor. Vă mulțumesc! Sperăm ca acest apel disperat al unei mame și bunici să fie auzit în primul rând de autoritățile municipale, dar și de alți oameni de bine care, poate măcar acum, în pragul sărbătorilor, pot ajuta această familie aflată într-o situație cu adevărat critică.